Ar putea intra în potențial asta ecuația fuziunilor și echipa domnului Badea, prietenul tău, domnul Nicolae Badea? Nu este prietenul meu, dar nu e nici dușmanul În meu. ghilimele, Da. v-ați contra destul de serios Nu, în dar ultima vreme, da? nu cred că nu știu dacă mai există echipa aia. Adică, m-ați auzit ceva unde se antrenează, joacă? Nimeni nu știe nimic ce e cu echipa aceea și, din păcate, domnul Balea a pus foarte mulți piedici, foarte multe piedici în ceea ce privește construirea stadionului. Acest stadion trebuie să fie gata de vreo cel puțin 5 ani, 6 ani și n-are rost să mai vorbim. Și se pare că aici a fost un obstacol major acțiunile domnului Badea prin entitatea pe care o dirija. Asta a fost una, după ce din ceea ce mi-a spus și de la CS, au fost și foarte multe care actele nu existau. Aici au lucrat cei de la CS foarte bine și au reușit să facă actele necesare pentru ca să depună până la urmă dosarul așa cum trebuie. Dar, după cum ai văzut și acum, încă oameni vor să facă blocuri, da, în parcul sportiv Dinamo și să mute echipa pe la Tărlungeni sau prin afara Bucureștiului. Ce te desparte pe tine de Nicolae Badea în mod special? Care sunt lucrurile care vă separă? N-am nicio problemă cu Nicolae Badea. Chiar nu am. Doar am spus că sub mandatul lui, clubul Societatea aceasta nu s-a făcut un stadion, nu s-a făcut niciun teren, au datorii, academie nu există, deci nu știu unde s-a dezvoltat atât de bine societatea. Oameni au intrat în pușcărie. Pentru tine o eventuală reintrare în cursă la, nu știu, FRF, LPF, Nu, e în nu mai continuare există. un subiect închis? Fiindcă tu ai spus la un moment dat, domne, nu mai vreau să lucrez în România și iată că te-ai mai implicat totuși într-un proiect în România, că timpul știi Nu, cum e, e. lucrează, Nu, nu, aici nu. gândurile se mai pot recizela. Asta cu Federația am spus că nu, că nu mă mai pasionează, nu mai mă interesează și am oferit o dată sprijinul, dacă nu au vrut oamenii, i-am înțeles. Ceea ce fac acum la Dinamo, fac pentru că este vorba de parcul sportiv unde am crescut și oamenii după moartea lui Ivan Pațachin, m-au întrebat dacă am timp să vin să exista această funcție de președinte onorific, de onoare, de fapt, liberă și pe undeva, sigur, l-am întrebat în primul ce trebuie să fac. Adică, mi-a spus că doar de 2 ori pe an să particip la ședințele când se va face bugetul și, bineînțeles, dacă pot să-i ajut în special pe căi diplomatice, pe căi politice, așa, sportive, ca acest club să devină din ce știe toată lumea. Și am zis ok. Și e și o responsabilitate, pentru că să-i calci în urma unui, cred eu, poate cel mai mare sportiv pe care l-a avut sportul românesc. Da? Și de aia și am acceptat, pentru că este o provocare. Dar nu este ceva care mă implică zilnic și în sportul românesc. Și este vorba de Dinamo, pentru alt club nu făceam acest lucru. Te întreb fiindcă 2027 va însemna vacantarea postului, Răzvan Burleanu, viitorul președinte al UEFA și rămâne postul liber la Federație, da? Răzvan Burleanu versus Figo versus Boban, ceea ce se vehiculează nume în prezent, ți se pare o cursă pe care Burleanu o poate câștiga cu tacticile lui cunoscute la nivel de vot, da? Pe care le-a exersat în România și care cu siguranță și le poate cizela la Nu nivel știu, trebuie extern, să-l da? întreb pe el. Primul că mai sunt 3 ani de zile și se poate întâmpla foarte mult până la când se va decide președinția UEFA. Și eu cred că mai sunt încă 54 de președinți de asociații naționale care probabil vor gândi la fel. Da. Dar eu zic că lucrurile încă se vor mai schimba până atunci. E mult prea devreme. Ți se pare însă că Răzvan Burleanu sau informațiile tale sunt că Răzvan Burleanu într-adevăr lucrează în culise la alianțe pe zona asta, Dar năzuind către acest target? nu e nicio un secret asta. Agenda lui e întotdeauna de ani de zile și urmărește agenda lui personală, nu agenda fotbalului românesc. Și de aceea suntem unde suntem.